Jurnalele RTT. A început Republica Moldova prezintă. Sunteți așteptați la a patra ediție a evenimentului, care se desfășoară în acest weekend în Piața Sfatului din Brașov. Târgul organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, Consiliul Județean Primăria Brașov și Ambasada Republicii Moldova la București vine și în acest an cu produse tradiționale din Republica Moldova. Au venit 43 de companii, au venit cu diverse produse, produse alimentare, fructe, vin, miere. Iată, avem și industria de mobilă prezentă aici și industria textilă prezentă aici. Deci avem mai multe industrii și sectoare ale economiei prezente aici la Brașov. Interesul pentru Brașov, pentru orașele României, pentru România în general, din partea companiilor noastre crește pe an ce trece. Vreau să-mi permiteți și mie să salut comunitatea de afaceri în Republica Moldova, care își desfășoară activitatea în județul Brașov, o comunitate care a crescut nu numai ca și număr, dar și ca și calitatea business-ului care îl desfășoară aici în Brașov și ne putem bizui pe ei foarte mult. Moldovenii sunt fericiți că își pot prezenta produsele la Brașov și pot întări colaborarea dintre românii de pe cele două părți ale Prutului. Am venit de la Republica Moldova la târgul de la Brașov. Suntem la a treia oară la târg, primul fiecare an. Din ce regiune sunteți? La Crâncești. Și aveți doar fructe sau? Numai fructe. Suntem la a treia ediție, la expoziția dată. Expoziție minunată. Am găsit căi de colaborare între România și Republica Moldova. Suntem din zona vitivinicolă Codru, raionul Crâncești, Republica Moldova. Suntem cu produse eco. Atât struguri de masă avem, cât și struguri tehnici. Suntem acum la a patra ediție fabricată în Moldova. Am venit cu produsele noastre de naturale, prune, avem prune în ciocolată, avem miere în ciocolată, caise, smochini, miere. Noi personal suntem la trei ediții de aici la Brașov. Suntem foarte mulțumiți de organizatori, de primirea așa călduroasă. Am venit în Republica Moldova cu cereale fără gluten, cu amixul pentru coacerea biscuiților. O activitate cu copii este foarte perfectă. Toate produsele noastre sunt fără conservanți, fără zahăr, fără adăugări artificiale. Este 100% natural, gustos și sănătos. Cu fructe deshidratate, fără conservanți, fără adăugări alimentare, sunt sănătoase. Avem vișne, cireșe, prune, piersici, avem marmeladă naturală din pireuri de fructe, avem diferite dulcețuri. Evenimentul vine cu ansambluri de muzică populară, filme, documentare și artistice, tineri interpreți și, bineînțeles, vinuri și bunătăți de peste Prut. Bolnavii de cancer vor putea fi diagnosticați și tratați la Spitalul Județean Brașov, grație unui proiect cu fonduri europene elaborat de Consiliul Județean și care urmează să fie depus spre finanțare. Prin proiect urmează să fie achiziționate un aparat de rezonanță magnetică 3T, care va intra în dotarea laboratorului de radiologie și imagistică medicală, un sistem complet de preparare a dozelor individualizate pentru tratamente cu citostatice destinate pacienților neoplazici imunodeficienți și un cabinet inteligent de depozitare, distribuție și trasabilitate medicație. Ambele vor fi destinate secției clinice de oncologie medicală, iar proiectul mai prevede și achiziționarea unui citometru în flux, care va fi alocat laboratorului de analize medicale. Hotărârea de Consiliu Județean, votată în ședința ordinară de plen din 27 iunie, vine să completeze proiectul destinat dotării cu echipamente medicale specifice anatomiei patologice necesare pentru diagnosticul cancerului în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Plenul Consiliului Județean a aprobat valoarea totală a proiectului peste 24.200.000 de lei cu TVA. Contribuția proprie a autorității județene, reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum total de aproape 485.000 de lei, precum și acordul de parteneriat al județului Brașov cu Spitalul Clinic Județean de Urgență, necesar implementării proiectului.
proiectului. Potrivit ghidului de finanțare pentru programul de sănătate, proiectele de dotări trebuie implementate până la data de 30 iunie 2027. De la 1 iulie vor fi disponibile noi servicii de depistare și confirmare a unor boli grave, anunță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Principalele modificări și completări aduse contractului cadru, care vor intra în vigoare de la 1 iulie, constau în introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate, pe principalele paliere de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave, respectiv cancerele, hepatitele cronice B și C, iar la gravidă și HIV-SIDA. Reamintim că deja există prevăzută în legislație posibilitatea includerii persoanelor neasigurate în programele naționale de sănătate după confirmarea diagnosticului respectiv. Aceste persoane fiind totodată asigurate fără plata contribuției dacă nu realizează venituri. Întrucât în derularea și succesul tratamentului oncologic contează mult starea de spirit a bolnavului, în scopul eficientizării combaterii cancerelor se introduc noi servicii conexe asistenței medicale ambulatorii de specialitate clinică, destinate persoanelor asigurate. Până la 30 iunie 2025 va exista o perioadă de tranziție în care serviciile psihologice vor mai putea fi acordate bolnavilor oncologici și de psihologi fără formare complementară în psihooncologie. Sunt și alte modificări importante pentru pacienți cu impact în activitatea birocratică. Unele dintre modificări vizează implementarea măsurilor care revin Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului în România. În acord cu acest plan, de la 1 iulie se schimbă și modul de raportare și de contare a serviciilor acordate persoanelor cu suspiciune oncologică, dar și bolnavilor de cancer, la nivelul unor categorii de furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Obligația aceasta va fi să țină evidențe distincte ale serviciilor acordate persoanelor menționate. Finanțarea acestor servicii, de asemenea, se va face separat, prin acte adiționale la contractele existente. Reprezentanții CNAS sunt convinși că noutățile din contractul cadru vor contribui substanțial la depistarea de afecțiuni grave în stadii incipiente, când șansele ca acestea să fie tratate, iar bolnavul să-și continue viața normală, sunt mult mai mari. Aceste noutăți au fost supuse dezbaterii publice în transparență decizională și au constituit subiectul unei serii de întâlniri ale conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu partenerii din sistemul medical. Unele prevederi au fost reformulate, ținându-se cont de propunerile primite, a menționat președintele CNAS, Valeria Herdea. Prima ședință ordinară a Consiliului Local Brașov de după alegerile locale s-a desfășurat vineri în aceeași notă ca precedentele, semn că până la încheierea actualului mandat vor continua acuzele dinspre consilierii majorității spre primarul în funcție și dinspre edil spre consilieri. Între cele 115 puncte de pe ordinea de zi, aleșii locale au fost chemați să voteze o rectificare bugetară la jumătatea anului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OAT Municipiul Brașov, iunie 2024, nicio comisie nu a avizat. Îi dau citire. Articolul 1. Se aprobă bugetul local rectificat al OAT Municipiul Brașov în sumă de 1.651.567,10 lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.950.580,32 lei, credite de angajament și în sumă de 1.930.527,29 lei, credite bugetare astfel. Pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 943.253,03 lei și cheltuielile în sumă de 965.314,16 lei, credite bugetare. Excedentul secțiunii de funcționare conform HL numărul 2 din 16.1.2024 privind încheierea execuției bugetului local al municipiului Brașov în anul 2023 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2024 în sumă de 22.061,13 lei este cuprins la partea de cheltuieli.
Nu a fost vorba de alocarea de sume suplimentare, ci de mutarea unor bani de la un capitol bugetar la altul, iar discuțiile au fost aprinse. Proiectul prevedea și aprobarea bugetului pentru finanțarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local. Avem nevoie de această rectificare. Rectificarea la finalul lunii iunie s-a întâmplat și se întâmplă în mod normal în orice an și în orice UAT. Fără această rectificare, care este o rectificare ce doar ajustează sume între capitole, nu adăugăm sume suplimentare, deci ne încadrăm în bugetul aprobat la începutul anului. Fără această rectificare apar blocaje atât de funcționare cât și în dezvoltare. Aparatul tehnic din primăria Brașov a explicat că fără rectificarea bugetară, mai multe șantiere se vor opri, iar municipalitatea va fi obligată să reia obținerea autorizațiilor de construire în cazurile în care expiră și să piardă sume importante. Argumentele funcționarilor primăriei nu i-au convins pe consilieri, care nu au avizat în nicio comisie proiectul, astfel că în cele din urmă rectificarea bugetară a fost respinsă cu 8 voturi pentru și 14 abțineri. Postul Sfinților Petru și Pavel a fost foarte scurt anul acesta. A început în 24 iunie, a doua zi de Rusalii, când a fost și dezlegare la pește, și se încheie în ziua când îi prăznuim pe Sfinții Apostoli, în 29 iunie. Pentru că Sfinții Apostoli se bucură de o cinstire deosebită din partea bisericii, sărbătorirea lor este precedată de post. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt pregătiți să participe la slujbele ce vor fi oficiate în bisericile orașului și mai cu seamă la cele cu hramul Sfinților Petru și Pavel, la marea sărbătoare din penultima zi de iunie. În Brașov sunt 3 biserici cu hramul închinat celor 2 mari apostoli sărbătoriți în 29 iunie. Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel de pe Aurel Vlaicu, Biserica Romano-Catolică Sfinții Petru și Paul de pe strada Mureșenilor și Biserica Greco-Catolică Sfântul Petru de pe strada Zizinului. De asemenea, tot în protopopiatul Brașov, noua biserică din Ghimbav, cea ale cărei cupole sunt aurite, are hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În fiecare an, foarte mulți credincioși vin la hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel de pe strada Aurel Vlaicu, unde în marea sărbătoare slujește un sobor de preoți. Sărbătoarea este așteptată cu mare bucurie și de junii curcani din șcheii Brașovului, care în cea mai apropiată duminică de ziua Sfinților Apostoli organizează joc strămoșesc pentru junii tineri. În 30 iunie va fi jocul strămoșesc. Parohia greco-catolică Brașov 1 Sfântul Petru îi invită pe credincioși să participe la momentele de sărbătoare și de har prilejuite de hramul bisericii. Sâmbătă de la ora 18 va avea loc reuniunea corală Pietrele Credinței, iar duminică de la ora 10 Sfânta Liturghie Arhierească. În județul Brașov, 11.877 de persoane își vor sărbători onomastica în 29 iunie. Jurnalele RTT.